Trăim în zile foarte importante aici. Importante pentru familia Sharlea și importante pentru fiecare dintre noi dacă știm să le prețuim și să le folosim așa cum ni le-a dăruit Dumnezeu. Există o opinie a celui mai înțelept om care a trăit vreodată pe fața Pământului, care nu este neapărat foarte popular, așa cum spunea Nelu, suntem câteodată ciudați. Iată ce a spus Solomon în Eclesiastul, capitolul 7. Repet, s-ar putea să nu fie și părerea ta, s-ar putea să nu fie la modă astăzi, dar Dumnezeu zice că ăsta a fost cel mai înțelept. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai mult face ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă acest lucru. 3. Uf, mai bună este întristarea decât râsul. Căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Observat el. 4. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa de petreceri. Repet, ar putea să fim ciudați, cum spune Nelu. Mai mult, spune versetul 5, mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Și versetul 6. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare și aceasta este cuvântul preferat al lui Solomon, deșertăciune. Mark Twain, care n-a fost nici pe departe un om de talia lui Solomon, a spus însă o chestie care a rămas în tradiția americană, în felul americanilor de a gândi. A spus, există două zile importante în viața fiecărui om. Ziua în care te-ai născut și ziua în care înțelegi de ce te-ai născut. Mark Twain nu e prost. La cele ce le-a spus el, Biblia adaugă această a treia zi, care este ziua morții. Ziua când te-ai născut, ziua în care înțelegi pentru ce te-ai născut. Și Biblia vorbește despre ziua morții. Ieri am vorbit despre acasă. Astăzi tema este această zi a morții. Nu știm când vine. Și psalmistul spune, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Latinii au parafrazat-o într-o expresie care a rămas în conștientul acesta mondial, spune memento mori, adu-ți aminte că vei muri. Ziua nașterii, ziua în care înțelegi de ce te-ai născut și ziua în care pleci. Trebuie să te gândești foarte bine la ea. Mi-aduc aminte că fratele Aurel Popescu, după textul acesta din Psalmi, învață să ne numărăm bine zilele. A avut în România, la noi, la Basarab. Aurel Popescu a fost un inspector municipal, a fost un inginer, foarte bun matematician. Și a zis, vreau să îmi împlinesc cumva chemarea asta de matematician și vreau să am un curs de predici care să le intitulez Să învățăm să numărăm împreună cu Dumnezeu. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Și a zis, o să facă câteva săptămâni, câteva luni, să vedem cât îmi îngăduie Dumnezeu, să învățăm să numărăm împreună cu Dumnezeu. Și în introducere a zis, Dumnezeul nostru este Dumnezeul Creator. Limbajul universal al Universului nu este limba engleză, nu este limba română, ci este limbajul matematicii. Matematica este aceeași la toate popoarele lumii și este un limbaj universal. Dacă înveți importanța numerelor, înveți ceva din înțelepciunea lui Dumnezeu. Primul studiu a fost despre 1, al doilea studiu a fost despre 2, al treilea studiu n-a mai fost, pentru că a venit securitatea și l-a luat.
Părerea comuniștilor era că religia este ceva retrograd pentru oamenii care nu gândesc. Ordânsul venea să spună Dumnezeu este gândirea cea mai înaltă. Înaltă. Și nu le-a plăcut. Noi tinerii mergeam după dânsul, erau ca la facultate, erau acolo, așa de mulți tineri. Unul este pentru Dumnezeu, a doua cifră pentru Dumnezeu în prima decadă este 3. A treia cifră este 7. 1 vorbește despre unicitatea lui Dumnezeu, 3 vorbește despre echilibru. Dumnezeu este singurul care este suficient lui însuși. Știți care este minimul de picioare pe care trebuie să le aibă o scară sau o masă ca să poată să stea bine? 3 este numărul echilibrului. 7 este numărul acesta al Sfințeniei lui Dumnezeu și al desăvârșirii. Cei vechi numărau în baza 7, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și pe urmă iar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n-aveau 8, 9 și 10. 7 este numele lui Dumnezeu, iar 1, 3, 7 este o constantă universală pe care au descoperit-o în toate științele naturii, de la medicină 137, la astronomie 137, la economie 137. 137 este pecetea existenței lui Dumnezeu în creație. Am ajuns odată cu cei din biserica mea la noastră a mea. Doamne iartă-mă! La Big Bear și ne-au împărțit cabanele așa la cum trebuia să fie. Eu am o pasiune pentru numere, am fost elevul lui fratele Aurel Popescu. Și când am ajuns la cabana și camera unde trebuia să dorm eu, scria deasupra 137 și am zis, yes! Yes! Nimic nu e la întâmplare. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Gândiți-vă la finalul, la ziua aceasta a morții, ca să căpătați o inimă înțeleaptă. Am întâlnit înțelepciunea aceasta să te gândești la final, pentru că finalul e mai important ca începutul, la Mozart, un om la care nu te-ai fi așteptat. Filmele și, în general, literatura ne-l prezintă pe Mozart drept un desfrânat, un om care a trăit pentru viața asta până a plesnit și a murit. Într-o scrisoare către tatăl lui, Mozart spune, tată, dacă a trecut, era departe de casă. Și a zis, tată, dacă a trecut, dacă mi-am permis să treacă o singură zi fără să mă gândesc la ziua morții, să mă lovească Dumnezeu. Moartea este cea mai permanentă preocupare a mea, pentru că este mare responsabilitate. A scris Flautul fermecat. Dacă ajunge să vedeți vreodată Flautul fermecat, nu o să înțelegeți nimic din el. Pentru că el este, în opera aceasta, este cel care dă un răspuns mai marilor europei cu care era familiarizat și care îl angajaseră și care îl coptaseră până la un anumit nivel în structurile masonice, societățile secrete. Flautul fermecat este răspunsul lui Mozart pentru acești oameni care pretindeau că conduc Europa. Și finalul operei este când marele comandor se prăbușește peste toți cei din sală și mor toți. Și el spune masoneriei și marilor din Europa, finalul vostru este tragic, Dumnezeu vă va distruge. Ăsta e motivul pentru care l-a omorât. Mozart a murit strivit de organizațiile secrete care conduceau Europa atunci. Dar sper să-l întâlnesc dincolo, pentru că s-a gândit mereu la ziua morții și cumva era pregătit în sufletul lui. Ziua morții este importantă mai mult decât ziua nașterii și mai mult decât este importantă ziua în care înțelegi pentru ceea ce te-ai născut, pentru că este examenul final al promovării noastre. Există un aiurit, un predicator de mare succes pe Coarta de Vest, asiatic de origine, care a venit odată pe scenă la imensa sală în care el vorbește acolo, cu un furtun de pompieri. E un rol așa și la capăt are chestia aia pe care iese apa. Și a venit și a ținut-o așa și le-a zis, pentru majoritatea oamenilor viața este doar atât.
Dar viața este mult mai mult. Și a început să tragă. Și a început să tragă. Și tu o să existi dincolo de moarte. O să existi în eternitate. Știi cât e eternitatea? Și a început să tragă de chestia aia. A trecut câteva secunde. E mult la o predică să ai taci atâtea secunde. Și zice, mai trag? Și au zis, nu mai trage, domne. Americanii sunt ca niște copii, trebuie să-i duci la grădiniță ca să înțeleagă ceva. Și a zis, voi și noi ne concentrăm la atâta. Dar uite cât este și cât este și cât o să fie și cât o să fie și cât o să fie. Ziua morții este importantă pentru că nu este finalul unei speranțe, ci este o speranță fără final. Solomon își termină Eclesiastul, care este cea mai importantă din cărțile lui, din cărțile lui. Apropo, ar trebui să-l reabilităm pe Solomon, cel puțin în biblioteca minții noastre. Sunt foarte mulți care l-au trimis în iad pe Solomon și Dumnezeu, care este întotdeauna de altă părere, i-a îngăduit să aibă în Biblie câteva cărți. E foarte greu să spui unor teologi care studiază cât de puțin că un om din iad ne-a lăsat niște cărți care sunt în Biblie. Solomon este o enigmă cu o cheie foarte interesantă în finalul vieții lui și scrie acest Eclesiastul pe care îl scrie tuturor colegilor lui împărați, prinți și ce a avut el în lumea lui cei mai mari, cu care a fost la femei, cu care s-a îmbătat, cu care a fost la vânătoare. Și le scrie o carte pentru ei, nu-i pentru plebe, nu-i pentru vulg, e pentru oia mari, cu care și-a stricat anumiți ani de viață. Nu-l numește nicăieri în cartea aceasta pe Dumnezeu Jehova, Jehova e al evreilor, îl numește Elohim. Nu pomenește niciodată nimic de templu, de jertfă, de legea lui Dumnezeu. Mm-mm. E un manifest pentru prinții atei în viață cu care a trăit el. Și își termină cartea cu versetele acelea. Iată care este sfârșitul tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu, care va aduce orice lucru la judecată. Memento mori. Ziua morții este foarte importantă. Doamne, ajută-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Inima înțeleptului este în casa de jale. Pentru tine este și astăzi zile deosebite. Inima se poate face mai bună dacă te gândești la sfârșitul oricărui om. Dumnezeu nu are nevoie să-i dai dreptate. S-ar putea să fiu de o altă părere. E dreptul tău. Dumnezeu nu are nevoie să-i dai dreptate pentru că El este dreptatea însăși. Există un verset interesant în Faptele Apostolilor. Oamenii i-au dat dreptate lui Dumnezeu ieșind la Iordan și primind botezul pocăinței. I-au dat dreptate lui Dumnezeu. Dar au existat din mai mari preoții pe acolo unii care nu i-au dat dreptate lui Dumnezeu. Vă întreb, cine a pierdut? Dumnezeu? Există oameni care spun, ia și Dumnezeu. M-am întâlnit odată cu o foarte importantă figură din ierarhia comunistă română, într-un interrogatoriu la securitate și omul acela mi-a șoptit așa să nu se audă în microfoanele care probabil erau pe acolo, știa el, I don't know. Și mi-a zis, știți, domnul Brânzei, de fapt și eu cred. Și m-am gândit, n-am zis nimic, poate nu mai ieșeam afară dacă ziceam. M-am gândit, ce om nebun. Are impresia că îi face un favor lui Dumnezeu, dându-i și lui dreptul să existe. Ăia lanți erau nebuni de legat. Nu-i dădeau dreptul lui Dumnezeu să existe deloc. Ăsta era deștept. În universul lui, care era al lui, în viața asta care era viața lui, îi dădea dreptul lui Dumnezeu să existe. Dar undeva cât se poate de departe, pentru că el să poată să fie ofițer în securitate și să ne chinuiască pe noi. Dumnezeu nu are nevoie să-i dai dreptate. Într-o bună zi te vei înfățișa înaintea lui și zilele de ieri și de astăzi sunt ocazii ca să devii mai înțelept. A vorbit aici și de discoteci și de... Nu? Solomon le știa pe toate și a zis, alea nu sunt importante. Important este să te pregătești pentru eternitate.
Și ultima ilustrație. În toamnă, păsările călătoare se adună pe firele electrice și le vedeți câte sutele, câte miile acolo, așa. Și stau câteva zile. Am vorbit cu cineva și am întrebat de ce stau păsările călătoare dacă toți s-au adunat și nu pleacă repede, că e drum lung, ce pierd vreme aici câteva zile și stau acolo. Și mi-a zis, Daniel, dă-le de mâncare. Zic, nu le dau de mâncare, nu să le dau de mâncare. Nu mănâncă. Nu mănâncă. Și eu am zis, dar ce asta, e un fel de adunare generală și își fac prezența și până nu vine ultima nu pleacă? Și a zis, nu, ele postesc. Oh! Deci păsările știu că pentru drumul care îl au, trebuie să ajungă la o greutate ideală. Și unele sunt prea grase. Și nu mănâncă, în zilele acelea nu mănâncă, se pregătesc pentru marele zbor, până ajung la greutatea ideală. Care este greutatea ideală a ta? Zilele acestea te poți face mai înțelept. Domnul să te ajute. Amin.